Hello there, you smart creators! O nouă serie de tutoriale pentru Adobe Premiere Pro. Veți învăța cum să editați de la zero un vlog în Adobe Premiere Pro. Pentru că nu poți să înveți editare video și un soft atât de complex într-un singur tutorial, va fi o serie de câteva episoade, nu știu exact câte, dar veți găsi linkuri la descriere de fiecare dată și pentru celelalte episoade. Atențiune, doamnelor și domnilor! Dacă vă doriți cu adevărat să învățați Adobe Premiere Pro, să învățați să editați singur, să știți pentru toată viața voastră cum să editați video, să nu mai depindeți de nimeni, este necesar să începeți pas cu pas, să parcurgeți toți pașii și să învățați. Este un proces care durează, nu se întâmplă într-o zi, nu se întâmplă într-o oră, nu se întâmplă cu un singur tutorial. Acest tutorial este primul și este cel mai lung pentru că aici se pun bazele. Are peste 20 de minute. Dacă nu aveți răbdare 20 de minute să vedeți un tutorial despre editare video și să învățați bazele, atunci editarea video nu este pentru voi. Vă spun 100% că nu este pentru voi dacă nu puteți învăța 20 de minute. Luați un caiet, luați o foaie, luați un pix, notați, faceți practică dacă vreți să învățați editare video pe bune. Veți vedea că anumite lucruri de la episodul, să zic, poate 2 sau 3 despre editare în Adobe Premiere Pro ar fi trebuit să fie la început, dar nu puteam să vi-l prezint la început pentru că trebuia întâi să știți alte lucruri și ne vom întoarce. Așa că toate au o ordine, toate au o logică și trebuie parcurs pas cu pas. După ce voi termina seria aceasta de episoade, intenționez să fac live-uri aici pe YouTube cu voi, cu cei care ați parcurs și ați terminat această serie, să share monitorul meu live pe YouTube și voi să puneți întrebări, iar eu vă voi răspunde și vă voi arăta pas cu pas cum să faceți ceea ce vă doriți voi intenționez să fac live-urile astea, dar am nevoie de oameni care au parcurs aceste episoade. Sper să înțelegeți că editarea video nu este o joacă, este un proces foarte complex, dar odată ce îl învățați, îl veți ști pentru toată viața. Cum vom învăța? Probabil că ați ajuns la această serie văzând teaserul, văzând spotul acela despre seria asta. Dacă nu l-ați văzut, vă arăt eu spotul. Vom edita pas cu pas acest spot care este destul de complex, și dacă veți învăța cum să editați acest spot, dacă veți vedea procesul și veți învăța toate metodele pe care le-am folosit aici pentru a edita acest spot, veți putea să faceți un vlog complex care să arate bine și veți învăța asta de la zero. Dacă nu ați văzut spotul, haideți să-l vedem, uitați-vă până la final pentru că pe asta veți învăța, e foarte important. Vreți să învățați gratuit cum să editați un vlog de la zero în Adobe Premiere Pro? haideți mai aproape că vă învăț eu. O să vă învăț pas cu pas tot ce trebuie să știți. Cum să creați un proiect, cum să creați corect o secvență, cum să faceți cadrul efectiv, cum să faceți un zoom-in, cum să aranjați materialul așa cum vreți voi, cum să. Hai să dăm un zoom-out înapoi. O să vă învăț să faceți o corecție de culoare. Wow! Arată mult mai bine acum, nu? O să vă învăț cum să faceți corecția pentru culorile pielii, skin-tonul. Arată altfel, nu? o să vă învăț cum să înregistrați corect sunetul și cum să editați corect sunetul ca să se audă așa frumos. Și o să vă învăț și cum să sincronizați sunetul înregistrat cu un echipament extern, dacă este cazul, cu cel înregistrat cu microfonul camerei și cum să faceți și o tranziție între acest microfon și microfonul din cameră. Apropo, vă place camera mea? Așa e că e drăguță. E drăguță, așa zic și eu. O să vă mai învăț și cum să adăugați muzică pe fundal ca să se audă bine, volumele să fie frumos reglate. O să vă arăt și cum să apară un text în imagine cum să intre un text, cum să iasă un text și câteva tranziții esențiale care o să vă facă vlogul să fie mega dinamic și să arate super, super bine. Era să uit și la final, cum să faceți exportul așa cum trebuie ca toată filmarea să arate bine. Vreți să învățați gratuit toate astea? Mergeți pe YouTube, căutați acolo Gabriel V. Barna și pe canalul meu veți găsi seria de tutoriale pentru editare în Adobe Premiere Pro. Păi nu fiți nebuni, puneți mâna și învățați dacă vă trebuie. E gratuit! Bun, veți învăța de la zero cum să editați și voi la fel. De ce Adobe Premiere Pro? Poate aveți întrebarea asta. De ce să învăț Adobe Premiere Pro sau de ce folosești tu Adobe Premiere Pro? Folosesc Adobe Premiere Pro pentru că este un soft foarte complex și compatibil cu toată suita de la Adobe. Mulți spun, vreau un soft ușor, simplu, să, să nu mă chinui să-l învăț. Un soft ușor, simplu, e clar că nu e un soft complex. Și înveți acel soft, pare simplu la început, dar dacă ajungi la un nivel la care vrei să mergi mai departe, vrei să faci un vlog mai complex, acel soft nu va fi capabil și trebuie să o de la cap învățând un soft ca lumea, un soft complex. De asta vă recomand să începeți deja cu un soft pro, un soft bun, să aveți răbdare, să învățați și nu veți fi nevoit să o luați de la capăt mai târziu. Adobe Premiere Pro este un soft compatibil cu toată suita de la Adobe, cu Photoshop, cu Illustrator, cu After Effects, cu toate softurile de la suita Adobe și este super, super important să ai un soft compatibil și un soft complex cu care poți să faci absolut orice vrei tu. Astea sunt motivele pentru care eu folosesc Adobe Premiere Pro și vi-l recomand și vouă. O să vină din nou întrebarea de unde se iau Adobe Premiere Pro. De pe site-ul Adobe găsiți link la descriere exact de unde să luați Adobe Premiere Pro. Se poate lua doar Adobe Premiere Pro-ul, ceva la 10-12 dolari pe lună, nu știu exact prețul, sau toată suita cu aplicațiile de telefon, cu Photoshop-ul, cu Illustrator-ul, cu absolut toate, toată suita de la Adobe, undeva la 59 de dolari pe lună. Este nevoie să-l aveți cumpărat pentru că sunt multe update-uri foarte bune, să aveți ultima versiune, nu vă recomand să-l piratați, nu mă întrebați de unde să-l descarc, să-l piratez, pentru că dacă lăsați linkurile astea jos la comentarii, vi le voi șterge și vă voi da mute from channel. Cumpărați softurile. O echipă de ingineri a muncit o grămadă de ani să facă softul ăsta complex, așa că trebuie să-l plătim, să le respectăm munca și dacă vrem să facem un vlog ca lumea, dacă într-adevăr vreți să învățați ceva, trebuie măcar licența la soft care e foarte în ziua de astăzi să o plătiți. Deci, haideți să nu piratăm softul și să lucrăm cu un soft pro. Așa că mergem direct în a două Premiere Pro și învățăm pas cu pas cum să facem asta. Veți avea multă practică de făcut, luați-o încet, nu vă speriați, sunt foarte multe lucruri, dar trebuie practică și în timp veți reuși să editați mult mai repede. La început editam un videoclip în 2-3, poate chiar 4 zile. Acum un tutorial ca acesta, cu tot cu editare, îmi ia aproximativ 2-3 ore. Mi-a foarte puțin timp, editarea durează. Este un proces de durată și cu cât veți învăța mai multe, pe parcurs veți și edita mai repede. Foarte important înainte să intrăm în Adobe Premiere Pro pentru a putea edita cum trebuie un videoclip, pentru a-l face cu o anumită structură, trebuie să aveți întotdeauna un miniscript ca acesta. Cu liniuță vreau să mă asigur că parcurg tot ceea ce mi-am propus. Întotdeauna în vlogurile mele există caietul ăsta și întotdeauna îmi fac un mini script cu liniuță ce voi spune. Mă ajută extraordinar de mult la editare și mă asigur că am punctat tot ce am vrut înainte. Deci nu vă feriți să vă faceți un plan pentru fiecare episod în parte, este super, super important. Am cumpărat Adobe Premiere Pro, l-am instalat, în ce pentru treaba voi folosi un singur monitor. Ca asta nu au după, eu nu pot să editez pentru că eu nu am două monitoare, nu e același lucru. Voi folosi un singur monitor pentru că se poate edita super bine. Dar, într-adevăr, mai multe monitoare te ajută, dar nu este necesare. Am editat foarte mult timp pe un laptop de 13 inci și a mers extraordinar de bine. Deci puteți să faceți orice, chiar și cu un singur monitor. Tocmai de tutorialul îl voi filma cu un singur monitor. Am deschis pentru prima dată Adobe Premiere Pro și avem această imagine. Putem să creăm un proiect nou, să deschidem un proiect mai vechi și aici avem proiectele recente. Prima dată voi crea un proiect nou. Alegem unde să fie acest proiect în calculator. Le este la fel și pe Windows și pe Mac, nu vă faceți griji. Și apoi îi punem un nume. Îl voi numi Episod 1 Editare Premiere Pro. Și apoi apăsăm OK. Acum avem proiectul creat și se deschide Adobe Premiere Pro. Sunt o grămadă de lucruri pe aici care la început vă pot speria, dar nu vă faceți griji. Acest, acest design, această așezare a elementelor din Adobe Premiere Pro o puteți customiza așa cum vreți voi. Dar pentru început vă recomand să folosiți acest Workspace Editing. Faceți click pe el și se transformă așa orice element se poate muta, se poate schimba, se poate pune acolo unde vreți voi, iar în timp vă veți da seama că le veți pune așa cum vă veți dori voi. Fiecare îl ține în modul în care este obișnuit și cum este mai ușor. Nu există o regulă. Nu vă blocați la, la, lucrul ăsta, veți vedea în timp că vi le veți așeza așa cum veți voi. Dar pentru început, haideți să le lăsăm așa cum sunt. Și aici avem așa, în stânga avem proiectul nostru, episod 1, editare Premiere Pro, acesta este proiectul. Aici avem timeline-ul, unde nu este deocamdată nicio secvență. Aici vom vedea preview-ul episodului și în stânga efectele. În primul și în primul rând trebuie să creăm o secvență nouă. Ce este secvența? Secvența este, gândiți-vă ca la o foaie. Dacă scriu ceva într-un Word și vreau să printez, mi aleg cum să fie foaia. Foaia să fie A4, să fie albă, cum să fie. Așa este și cu secvența în Adobe Premiere Pro vreau să fie o secvență la fel ca filmarea mea. Dacă am filmat 1080p, Full HD, 1920p, 1080 la 23,9 frame-uri pe secundă, la fel trebuie să creez secvența. Eu așa am filmat, Full HD la 23,9 frame-uri pe secundă. Vă arăt imediat cum să faceți și dacă nu știți cum ați filmat, dar este important să reglați bine camera, să o setați bine, să știți cum ați filmat ca să creați corect secvența. Cum creăm această secvență? Mergem aici la proiectul nostru în stânga, apăsăm aici pe New Item, și acum intrăm în procesul de creație al secvenței. Ii voi pune prima dată numele. Tutorial 1. Editare Premiere Pro. Mai departe, nu dau OK, merg la Settings. Editing Mode voi pune Custom. Am filmat la 23.976 frame-uri pe secundă. Voi puneți așa cum ați filmat voi. Și Frame Size 1920x1080p. Mai departe, la Aspect Ratio, vă recomand să puneți Square Pixels. Și acum tot ce trebuie să fac este să apăs OK și am creat o secvență nouă, tutorialul 1, editare Premiere Pro. Aceasta este secvența mea, este aici în proiect în stânga, avem timeline-ul și avem preview-ul. Mai există varianta în care nu știți cum ați filmat, deși nu vă recomand asta. Haideți să vedem cum facem dacă nu știți cum ați filmat și trebuie să creați o secvență. A doua premier poate să creeze el secvența în funcție de filmarea voastră. Nu avem nicio secvență creată și nu știm cum am filmat, nu știm cum să creăm secvența. Mergem efectiv în folderul nostru unde avem filmările și una din filmări o tragem cu drag and drop în timeline-ul nostru. Și acum Premiere, Adobe Premiere Pro, a creat o secvență în funcție de filmarea respectivă, dar în stânga aici schimbați numele, aceasta este secvența, puneți numele cum trebuie pentru că el pune automat numele fișierului și o să vă încurcați. Și acum aveți o secvență creată așa cum este filmarea voastră, dar vă recomand să faceți acest lucru manual. Mai departe trebuie să importăm Materialul nostru brut, filmările noastre, trebuie importate în proiect. Mergem aici în stânga la proiectul nostru, clic dreapta, import, aleg filmările, prima filmare este deja importată pentru că am tras-o cu drag-and-drop în timeline, aleg filmările și apăs butonul import. Acum avem filmările importate în Adobe Premiere Pro. Prima filmare este aici în timeline. Următoarele filmări le voi trage cu drag-and-drop în timeline-ul meu orice element care lipsește din acest workspace se poate adăuga mergând la window și adăugăm orice element vrem noi. Deci nu vă speriați dacă ceva lipsește și nu vedeți pe ecran, puteți adăuga de aici, de la Windows. Acesta este timeline-ul nostru. Aici avem video, aici avem audio. Bineînțeles, putem să mărim acest video, acest track cu video, ca să-l vedem mai bine. Putem să-l micșorăm, mie îmi place să fie puțin mai mic ca să nu mă încurce. Partea audio, din nou, se poate mări ca să vedem mai bine unde facem caturile. Dacă ținem clic apăsat pe acest marker, această linie de marker și derulăm, vedem și filmarea acolo în preview. În funcție de performanțele calculatorului pe care voi îl folosiți, acest preview va fi în timp real sau puțin sacadat. Dacă nu aveți un calculator performant, ce înseamnă asta? La editare video vă recomand un minim, minim, unii 5 cu 8GB de RAM, cu o placă video de 2GB. Dacă aveți mai jos, ar putea să se acadeze și să vă enervați foarte, foarte rău pentru că se acadează și nu puteți lucra. Deci aveți nevoie de un calculator performant pentru editare video. Dacă aveți totuși un calculator mai slab, vă recomand ca acest preview să-l țineți la o calitate mai slabă. Este vorba doar de preview, nu aveți nevoie să vedeți totul full. Și aici, în dreapta, putem alege calitatea preview-ului. Dacă o dăm la 1 pe 4 vom vedea mai slab, dar se va mișca mai bine. Eu o să las acum pe full ca să vedeți foarte bine ceea ce fac. Dacă această linie deasupra filmărilor este galben, înseamnă că procesorul nostru face față și putem să avem un preview bun. Dacă este roșu, înseamnă că nu mai face față și vă recomand să reduceți calitatea preview-ului. Acestea sunt filmările teaserului. Aceste trei bucăți pot fi cât de multe vreți voi, pot fi cât de lungi vreți voi, puteți să repetați dacă greșiți ceva, nu vă faceți griji, dar am importat toate filmările și acum alegem ce vrem noi din ele. Vedem aici, pe sunet, unde am zis ceva și ce am făcut. Și voi derula direct până acolo ca să văd ce se întâmplă. O să vă învăț pas cu pas tot ce trebuie să știți. Este prea departe. Haideți să vedem unde am zis ce vreau eu prima dată și unde am făcut intro -ul. Căutăm efectiv bucata care vrem noi să rămână. Vreți să învățați gratuit cum să editați un vlog de la zero în Adobe Premiere Pro? Haideți mai aproape că vă învăț eu. Bucata asta o vreau. Cu bucata asta vreau să încep clipul. Cum fac să tai doar această bucată? În momentul în care apăs asta Q, cat. Îmi apare acest element și pot tăia clipul. Fac un zoom mai mare ca să văd foarte bine unde tai și tai audio și video. Când apăsăm C este acest element care taie, când apăs v dispare acest element și am din nou cursorul. În momentul de față am tăiat această bucată. Dacă voi selecta bucățile dinainte și voi apăsa backspace sau tasta delete, se vor tăia acele bucăți. Dacă selectez acest spațiu liber și apăs tasta backspace, se va șterge acel spațiu liber. Și acum clipul meu începe așa. Vreți să învățați gratuit cum să editați un vlog de la zero în Adobe Premiere Pro? Haideți mai aproape că vă învăț eu. Fiecare element se poate muta foarte simplu. Trebuie să selectăm filmarea și audio pe care vrem să-l mutăm și, ținând clic, îl mutăm acolo unde vrem noi. Parcă nu începe destul de bine, parcă începe puțin ca târziu Vreți să învă... și aș vrea să fac să înceapă mai devreme. Dau puțin zoom, mut filmarea și audio puțin mai la dreapta și mai trag puțin de ele în stânga să las mai mult timp. Vreți să învățați gratuit cum să editați un vlog? Este perfect, acum îl mut din nou la început. Ori cu clic, ținând apăsat, îl mut unde vreau eu, ori șterg spațiul liber dinainte. Mergem mai departe. O să vă învăț pas cu pas tot ce trebuie să știți. Cum să creați un proiect, cum să creați corect o secvență, cum să faceți un zoom in, cum să aranjați materialul așa cum vreți voi, cum să... hai să dăm un zoom out înapoi, cum să faceți cadrul efectiv, cum să aranjați filmările așa cum vreți voi. Și această bucată o vreau un clip și este bună. Voi face aici un cut, voi face un cut la început. O să vă învăț pas cu pas. De aici bucata dinainte nu mai trebuie, o selectez și o șterg și șterg și spațiul liber. Și acum am următoarea tranziție. Haideți mai aproape că vă învăț eu. O să vă învăț pas cu pas tot ce trebuie să știți. Mergem mai departe și caut următoarea bucată care îmi place și pe care vreau să o folosesc în videoclipul meu. O să vă învăț să faceți o corecție de culoare. Wow! Arată mult mai bine acum, nu? O să vă învăț cum să faceți corecția pentru culorile pielii, skin-tonul. Arată altfel, nu? Bun. Pot să folosesc gețile de la tastatură stânga-dreapta, și să dau frame cu frame, înainte și înapoi vreau să tai chiar de aici înainte să las privirea în jos și voi face un cut aici. Aceasta este bucata pe care eu o vreau, selectez bucata pe care vreau să o șterg dinainte, șterg spațiul liber și am o altă tranziție. Așa cum vreți voi. O să vă învăț să faceți o corecție de culoare. Mergem mai departe. O să vă învăț cum să înregistrați corect. Aici am greșit, nu vreau asta. Merg mai departe și pare că aici am zis propoziția întreagă. O să vă învăț da. cum să înregistrați corect sunetul și cum să editați corect sunetul ca să se audă așa frumos. Și o să vă învăț și cum să sincronizați sunetul înregistrat cu un echipament extern, dacă este cazul, cu cel înregistrat cu microfonul camerei. Și cum să faceți și o tranziție între acest microfon și microfonul din cameră. Apropo, vă place camera mea? Bun. Aceasta este o bucată pe care vreau să o postez, o să vedeți și de ce. Voi șterge ce este înainte această bucată o corecție de culoare pe care nu o vreau și voi lăsa direct acea bucată. Arată altfel, nu? O să vă învăț cum să înregistrați corect sunetul. Aici urmează să fac o tranziție mai interesantă. În momentul în care intru în și microfonul din cameră. Apropo, în negru, aici voi face un cut și voi folosi altă filmare. Mai departe, am filmarea cu această cameră. <laughs> Unde? plec din negru. Da, aici rămân în negru. Microfon și microfonul din cameră. Apropo. Bun. Aici vreau să introduc acea filmare. Pe acestea două le duc mai în puțin și mi aduc această filmare. Din cameră. Apropo. Așa e că e drăguță. E drăguță așa. -i. Și avem o tranziție de efect super frumoasă. Microfonul din cameră. Apropo. Așa e că e drăguță. E drăguță, așa zic și eu. Bun, aici vreau să tai. Și acum mergem mai departe. O să vă mai învăț și cum să adăugați muzică pe fundal ca să se audă bine, volumele să fie frumos reglate. O să vă arăt și cum să apară un text în imagine, cum să intre un text, cum să iasă un text și câteva tranziții esențiale care o să vă facă vlogul să fie mega dinamic și să arate super, super bine. Bun, bucata asta vreau să o păstrez. Din nou select text ce este înainte pentru că nu mai trebuie, șterg și mut această bucată aici. E drăguț, așa zic și eu. O să vă mai învăț și cum să adăugați muzică pe fundal ca să se audă bine. Bun, mergem mai departe. Era să uiti și la final cum să faceți exportul așa cum trebuie ca toată filmarea să arate bine. Bun, vreau și bucata aceasta. O să o tai. Vreți să învățați gratuit toate astea? Mergeți pe YouTube, căutați acolo Gabriel V. Barna și pe canalul meu veți găsi seria de tutoriale pentru editare în Adobe Premiere Pro. Bun, vreau să fie până aici. Voi face caturile, voi șterge ce este înainte. Și... Toată filmarea se arate bine. Vreți să învățați gratuit toate astea? Bun, și la final am mai filmat încă o bucată, separat, pe care vreau să o pun aici ca și încheiere. Pă, nu fiți nebuni, puneți mâna și învățați dacă vă trebuie. E gratuit. Bun, aceasta este bucata pe care vreau să o pun. Voi șterge ce nu-mi trebuie și voi muta fișierul aici. Pă, nu fiți nebuni, puneți mâna și învățați dacă vă trebuie. E gratuit. Așa veți face caturile, așa veți importa materialele, veți crea proiectul, secvența, veți importa materialele și vă veți alege doar bucățile care vă trebuie voi. Vă recomand să urmați procesul acesta. Eu așa fac prima dată, știu înainte, am un plan al episodului, știu ce vreau să filmez, filmez în acea manieră, pe acea structură, după aia aleg bucățile bune și mi le pun cum trebuie ca tot episodul să fie complet cap-coadă. Și apoi încep să adaug elemente în plus. Aici puteți observa clar de ce este bun acest căet și de ce trebuie să aveți un plan, o schiță, să aveți o structură a episodului vostru, ca să nu ratați nimic și o să vă fie mult mai ușor la montaj dacă aveți totul schițat. Ați învățat cum să faceți scaturile Că, apăsând asta că, puteți să tăiați, vă revenim din nou la cursor. Putem să mutăm fiecare element în parte foarte simplu cu drag and drop. Mai departe, cum putem să poziționăm aceste elemente, aceste filmări? Am o bucată aici în care mut imaginea. pas ce trebuie să știți. Cum să creați un proiect, cum să creați corect o secvență, cum să faceți un zoom in, cum să aranjați... Aici când zic cum să faceți un zoom-in, chiar vreau să facem un zoom in. Să vedeți cum se face acest lucru. Corect o secvență, cum să faceți un zoom in? Și acum vreau să fac un zoom in, vreau să fac un scale. Cum facem asta? Mergem exact în punctul în care vrem să înceapă acest scale. Și aici în stânga, la FX Control, dacă nu aveți efectele Window, activăm FX Control și îl puneți acolo unde vreți voi, unde veți este vouă mai ușor. Dar inițial el este aici în stânga. Dacă vreau să fac un scale, un zoom, brusc. Prefer să tai clipul în acest moment și să îi dau alt scale. Mergem aici la 100 și putem să-i dăm spre exemplu 130. Și i-am dat un zoom. Observăm aici că este o diferență cum între să ele. Faceți un zoom in? Cum Dar evident eu acum nu mai sunt în cadra corect și vreau să mut puțin imaginea. Cum fac asta? Cum să... În momentul acesta mut imaginea puțin cum să spre stânga. Merg exact în locul de unde vreau să înceapă mișcarea mea și aleg Position. Pun un keyframe, tagul animation, pun un keyframe în acest moment. Și aici mi-a apărut un punct, exact momentul din care începe mișcarea. Merg Cum să... până unde vreau să se mute imaginea mea, pun din nou alt keyframe, voi mări puțin ca să vedeți mai bine, pun aici alt punct, alt keyframe și la primul keyframe va fi filmarea aici unde este poziționată acum, la următorul vreau să fie poziționată în altă parte. Și acum, între aceste keyframe va fi o mișcare. Cum să... Acum vreau să merg înapoi. Merg exact la momentul în care vreau să revină imaginea. Este keyframe-ul acesta și apoi pun următorul keyframe. Vreau să fie până aici. Pun keyframe-ul și mișc din nou poziția elementului până acolo unde vreau eu să se mute. Și acum vedem cum arată. Acum vreau să urce imaginea. Mă duc exact în momentul în care vreau să înceapă să urci imaginea. Pun un keyframe de poziție și acum, până aici, vreau să urce. Pun un keyframe și aleg sus-jos. Acesta este pentru stânga-dreapta, acesta este pentru sus-jos. Îl dau în sus. Acum vreau să coboare până aici. Pun din nou un keyframe și îl poziționez așa cum vreau eu. Și văd ce am făcut cum să aranjați materialul așa cum vreți voi, cum să... Hai să dăm un zoom out înapoi. Acum. Să... Hai să dăm un zoom out înapoi. Acum vreau să revin la poziția inițială. Cum fac? Tai clipul aici unde vreau să revin la poziția inițială și la acest videoclip îi dau reset. Îi resetez toate aceste keyframe -uri. Și am revenit la poziția inițială. Hai să vedem cum arată totul. Cum să faceți un zoom in, cum să aranjați materialul așa cum vreți voi cum să... Hai să dăm un zoom out înapoi. Cum să faci... Aici am văzut că există o mișcare pe care nu o vreau. Asta pentru că am acest keyframe aici de care nu am nevoie. Voi opri de tot poziționarea prin keyframe-uri și voi reseta imaginea. Așa se pot crea anumite mișcări. Dacă am un element, un videoclip și vreau să-l măresc sau mișorez, o voi face din scale. Dacă vreau să-l poziționez stânga-dreapta, am positions, Stânga, dreapta, jos, sus. Și aici, bineînțeles, depinde de creativitatea fiecăruia. Puteți face orice. Atât de simplu a fost să creezi prima parte a videoclipului. Cum să creați corect o secvență, cum să faceți un zoom-in, cum să aranjați materialul așa cum vreți voi, cum să... hai să dăm un zoom-out înapoi... cum să faceți cadrul efectiv. Doar cu niște caturi și cu poziționarea materialelor am creat un efect foarte frumos. Am creat dinamică în videoclip am învățat cum să fac un zoom in, un zoom out, cum să-mi poziționez materialele, totul contează și fiecare element în parte îmbunătățește calitatea și dinamica vlogului nostru. O luăm pas cu pas și vom crea împreună teaserul pe care l-ați văzut. Veți învăța pas cu pas cum să faceți și voi un vlog la fel. Exersați această primă parte. Exersați cum să faceți proiectul, exersați cum să creați o secvență corect, Exersați cum să faceți scaturile și cum să vă poziționați corect materialul. În episodul următor vom merge mai departe și vom învăța multe lucruri noi.